Lucian Istrate, primarul comunei Tătulești, a fost împușcat mortal pe 9 ianuarie 2016, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare într-o pădure din localitate. Potrivit anchetatorilor, la vânătoare participau 7 vânători și 5 gonaci, printre aceștia din urmă aflându-se și primarul Lucian Istrate. El a fost împușcat accidental de un bărbat pe nume Dan Fota, de 43 de ani, din Pitești, aflat în vizită la părinții săi în comuna Tătulești. Localnicii spun că Fota ar fi tras după un faz. O alică l-a nimerit pe edil în piept, iar bărbatul a murit la scurt timp. După un an de la producerea faptei, judecătoria Slatina l-a condamnat pe Dan Fota la 2 ani de închisoare cu suspendare. Acesta va fi obligat să plătească soției fostului primar suma de 10.000 de lei daune materiale și 48.000 de euro daune morale. De asemenea, pentru fiecare dintre cei doi copii ai primarului va plăti suma de 56.000 de euro daune morale, 4.200 de lei de la deces și până în prezent și câte 350 de lei lunar până la terminarea studiilor. Vânătorul din Pitești este tatăl unui copil care a murit pe 26 februarie 2009 în comuna Tătulești, împușcat de către un prieten de joacă. Decizia judecătoriei Slatina nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Craiova.